Frații mei, am vrut să vă vorbesc doar în scurt, zic eu scurt, dar poate vă trebuiau astea, despre câteva învățături cu care ne atacă alții, despre câteva caracteristici ale Duhului Sfânt și câteva condiții care vă trebuie ca voi să le împliniți, ca Domnul să vă poată da darurile Duhului Sfânt. Eu propuneam fraților să fac o pauză, un frate a spus da, un frate a spus nu, acum eu nu mai pun la vot. Aș vrea să intrăm în scurt, să vorbim despre un dar al Duhului Sfânt, darul vorbirii în alte limbi, sau felurite limbi. Cred că este cel mai contestat dar, cel mai hulit dar dintre toate darurile. Și asta în mediul evanghelic. În mediul evanghelic se întâmplă asta. Dar e darul ce ne caracterizează pe noi penticostale, care noi credem că este de la Domnul vorbirea în limbi și o practicăm. Când vorbim de acest dar sau de vorbirea în limbi, privim la aceasta din trei unghiuri, din trei puncte de vedere. Și prima dată, vorbirea în limbi este semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt. Amin? Amin? O să întâlniți tot felul de învățături, tot felul de întrebări, dar vorbirea în limbi este semnul exterior al primirii Duhului Sfânt. Și acum ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor în 5 cazuri, când Domnul boteza cu Duhul Sfânt. Venim în Fapte, capitolul 2, 50-mea. Și acolo se întâmplă. Eu nu știu de ce Domnul a ales semnul ăsta. Spunea un frate, putea să avem o aurolă de lumină. Și nu putea Domnul? Sau putea, spunea un frate, să ne iese scântei din degete. Băi, eu ieși scântei, eu primi Duhul Sfânt. Nu asta spune Domnul. Chiar dacă unii spun ce rost are bolboroseala asta. Cine m-a întrebat, eu le-am spus, dar nu m-a întrebat pe mine, că doar nu o pornit vorbirea în limbi de la mine. Du-te, întreabă-l pe Petru, pe Iacov, fiul lui Alfeu, întreabă-l pe Toma, pe Maria, pe Ioana, nevasta lui Cuza, că ei au vorbit prima dată în limbi. Nu au început la Viena, nici la Bosanci vorbirea în limbi, ca să fiu eu vinovat de asta. Vorbirea în limbi o dat-o Dumnezeu pentru prima dată în istorie. Toate darurile se regăsesc în Vechiul Testament. Vorbirea în limbi nu este în Vechiul Testament niciunde, este un dar nou dat pentru Biserica lui Dumnezeu. Și semnul și dovada inițială, distinctă, că a primit Duhul Sfânt, a fost vorbirea în alte limbi. De ce a ales Domnul asta? Nu știu. Dar a fost singurul lucru real. Dacă citim în 50-mi, spune că s-a auzit ca un vâjuit. Dar nu era vâjuit. Ca un vâjuit, s-au văzut împărțându-se peste ei ca niște limbi de foc. Nu erau limbi de foc. Nu era real nici vântul, nici limbile de foc. Așa scrie Luca, că eu dictat Petru. Spune cum ei s-au văzut ca niște limbi de foc. Dar nu erau reale, nu erau limbi de foc. De fapt, vântul și focul erau semnele distincte care le-a dat Ioan Botezătorul. Dar astea nu s-au mai repetat în Sfânta Scriptură, limbile de foc și vâjuitul. Dar vorbirea în alte limbi s-a repetat. Și spun Fapte 2, vorbesc în limbi și prorocesc. Mergem în Fapte 8, Samaria. Aici este o problemă cu Samaria. Unii spun din Efeseni, capitolul 1, vis-a-vis de botezul cu Duhul Sfânt, cum interpretați voi următorul verset? 13. Dacă se poate arăta. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și a fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese păgăduit și care e o răvună. Deci mulți vin și spun așa, măi omule, mă, eu am auzit Evanghelia, am crezut și am fost botezat. De ce mai faceți voi stăruințe dacă eu am auzit, am crezut și am fost botezat cu Duhul Sfânt? N-ați întâlnit versetul ăsta pus în fața dumneavoastră? L-am întâlnit. Și ce răspundem noi la versetul ăsta?
Păi răspundem prin istoria bisericii din Efes. Că în Fapte 19, Pavel întâlnește niște oameni și îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? De ce i-au crezut? Nici n-am auzit că a fost dat. Dar cu ce botez al lui Ioan? Pavel stă de vorbă, i-o scurtez vorbirea și a pus mâinile peste ei și atunci ei au vorbit în alte limbi și au prorocit, cam 12 bărbați. Și se naște biserica în Efes. Acum Pavel când le scrie o scrisoare, el le aduce aminte de ce s-a întâmplat și spune, măi, voi când ați auzit Evanghelia, ați crezut, ați primit Duhul Sfânt, dar astea n-au fost toate odată. Între astea a fost pauza arătată în Fapte 19. Dacă aplicăm versetul ăsta 13 la mod general, haideți cu mine în Samaria. La Ierusalim îi prigoană, coboară Filip în Samaria, să citiți acasă tot capitolul. Dumnezeu îl însoțește pe Filip, predică Evanghelia, oamenii cred și se botează în apă. Până aici totul e bun, da? Când au auzit frații de la Ierusalim că Samaria a primit cuvântul, trimite pe Petru și pe Ioan ca să se roage pentru ei că Duhul Sfânt încă nu fusese coborât peste niciunul. Așa scrie Biblia. Când a venit Petru și a pus mâinile, a primit Duhul Sfânt și mai departe știm urmarea. Deci Samaria, mulți sunteți în situația samaritenilor. Ați auzit cuvântul, ați crezut, ați fost botezați, dar Duhul Sfânt încă nu s-a coborât. Deci iată că între propovăduire, credință, botez în apă, este un drum până la botezul cu Duhul Sfânt. De aceea, acei care spun că eu când am auzit și am crezut, am fost botezat, uitați-vă că niciun samaritean nu a fost botezat. Și o trebuie să vină de la Ierusalim să-și pună mâine ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Aici nu este explicit și nu-i prezentată vorbirea în alte limbi. Dar spune că Simon, când a văzut că darul Duhului Sfânt se dă cu punerea mâinilor, le-a dat bani. Ce a văzut Simon? Pentru că la botezul cu Duhul Sfânt se vede și se aude. Și Petru așa spune, Domnul s-a sluit și a turnat ceea ce vedeți și auziți. La botezul cu Duhul Sfânt trebuie să se vadă și trebuie să se audă. Se aude vorbirea în limbi și se vede bucuria aceea interioară, semnul interior. Să ne-l dea Domnul, amin? Mergem în Fapte 9 la botezul lui Saul. Vine Anania și spune, frate Saule, Dumnezeu, căruia ți-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis ca să-mi pun mâinile, să capezi vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Nu-i spus că Pavel a vorbit în limbi. Și dacă nu-i spus, noi am fi crezut chiar că nu a vorbit. Dar vine Pavel și spune celor din Corint, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Deci Pavel a vorbit în alte limbi. Mergem în Fapte 10 în casa lui Corneliu, botezat cu Duhul Sfânt, vorbire în limbi și prorocie. Fapte 19, vorbire în limbi și prorocie. Rețineți, Duhul Sfânt, prima dată este un semn că ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Amin? Vorbirea în limbi. Acum eu vreau să vă întreb, voi sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Amin? Vă mai însoțește vorbirea în limbi? S-ar putea ca vorbirea asta, pentru că noi în partea a treia vom spune că vorbirea în limbi este un dar de slujire. În al treilea rând. Dar prima dată este un semn. S-ar putea ca vorbirea asta să fie un cuvânt sau două sau trei și o vorbire foarte săracă. Ăsta nu-i darul vorbirii în alte limbi. Îi numai semnul că ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, să-L primești și să nu-ți fie rușine. În clasa 12 la liceu la Brașov am stăruit pe Duhul Sfânt. Marța stăruință, miercuri jucam fotbal, că eram elev. Joi în oraș, vineri nu știu unde, marța viitoare iară. Și cu întreruperile astea mari, într-o seară Domnul m-a umplut cu putere și în timp ce mă rugam, am primit ca un cuvânt, două. M-am bucurat, m-am temut și fratele Horja Trăian spune, prin fratele ăsta, băiatul ăsta tânăr care a primit Duhul Sfânt, să mulțumim Domnului. Când mă rugam, îmi venea să spun cuvântul ăla. Dar eu am zis, ce, învățam bine? Am spus, ce cuvânt e ăsta? Cum să-l spun? Și nu l-am spus.
Și fratele Traian îmi spune, băi băiete, cuvântul ăla care l-ai primit, două, trei, patru, câte, aceea e semn că ești botezat, dă-le drumul, că s-ar putea să nu vorbești multă vreme în altă limbă. Și aia a fost prorocie pentru mine. O trecut vreo 15 ani, n-am mai vorbit niciodată în altă limbă. M-am dus acasă, m-am însurat, predicam Evanghelia. Frații mă întrebau aceeași întrebare, dar tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Dacă era o întrebare care mă deranja, era întrebarea asta. La început am spus că da, după aia nu mai știem și la urmă o făceam pe filozoful. Domnul știe și eram chiar deranjat. Nu-mi mai plăcea să mă întrebe unul, frații v-ar fi muș în comitet, dar era condiție să fie botezat. Și mă întreba, mă, ești botezat? Nu știu. Și odată așa supărat m-am dus la Botoșani, la un frate, mi-a spus cineva de el, am intrat în casa lui, când am ajuns acolo, erau 7 bărbați în zi de post. Așa s-a întâmplat. Intru, pacea Domnului, pacea Domnului, și omul de casă se uită la mine și spune, băi băiete, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Prima vorbă. Și eu spun, frate Matali, ești proroc, roagă-te Domnul să-ți arate. Și el spune, băi băiete, dar îndrăzneț ești tu. Dar hai să ne rugăm Domnul. Ne-am plecat pe genunchi, s-au ridicat și au spus așa, băi, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, dar ce Duh Sfânt ai tu în tine? Eu am început a plânge. Am spus, frate, dar ce ți-a arătat Domnul? Măi, mi-a arătat Domnul la marginea drumului un praf, o floare de mușețel, cu capul în jos și acoperită de praf, nu era uscată, măi, avea viață. Spune, măi, băiete, ce Duh Sfânt ai tu? Eu am început a plânge și am spus, frate, am 15 ani la o rugăciune, am avut și eu două cuvinte în altă limbă, mi-au fost rușini, mi-au fost teamă să nu fie de la mine, le-am oprit. Bă, ăla era Duhul Sfânt, bă, băiat, îmi spune el. O trebuie să intru în stăruință și Domnul mi-a dat iarăși, acum mulțumesc Domnul că vorbesc în alte limbi. Vreau să spun că așa e începutul, e greu, nu fiți necredincioși, credeți că asta e lucrarea lui Dumnezeu. Că asta o deschis o ieră nouă, o ieră în care în vechime Duhul Sfânt venea peste câte unul, îl folosea Domnul și se retrăgea Duhul Sfânt. Dar acum prorocia lui Ioil era, în zilele din urmă voi tuna din Duhul meu peste orice făptură. Duhul Sfânt îi făgăduit pentru toată adunare, fraților. Nu este o reținere că la un sfert de adunare nu le dau. Feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii, bătrânii vor avea visul, voi tuna și peste rob și peste roabe. Făgăduința asta e pentru noi și copiii noștri. Amin? Amin. S-a deschis o ieră nouă în care Duhul Sfânt a intrat în noi, locuiește în noi și va fi cu noi până la sfârșitul vremurilor. Să vii să fie Domnul. Este o persoană nouă și un control nou. Pentru că Iacov folosește în capitolul 3 de acolo trei simboluri. Cârma, frâu și scânteia. Adică niște lucruri mici care dirigează niște lucruri mari. Vapoarele astea mari de 100 de metri are o cârmă mică, spune Iacob după gustul cârmașul. Un armăsar de la nărăvaș îl strunește cu un frâu. Și o pădure mare se aprinde de la o scânteie. Ei, tot așa e și cu omul. De ce a ales Domnul vorbirea în limbi ca semnul umplerii cu Duhul Sfânt? Pentru că omul, spre deosebire de alte animale, are vorbire, reprezintă în asta pe Dumnezeu. Dar gura vorbește din prisosul inimii. Când inima ta e plină de Duhul Sfânt, vorbește Duhul Sfânt prin tine. Și Domnul, când a vrut să iei controlul meu, controlul trupului, a spus, Dragoș, întâi îmi dai limba. Că limba asta aprinde focul genii când e aprinsă, știți, de roată, roata vieții de focul genii. Deci Domnul a ales vorbirea în alte limbi ca să arate tuturora că interiorul nostru îi plin de Duhul și că noi ceea ce avem, aceea scoatem. Să ne dea Domnul binecuvântarea. Și încă un amănunt. La toate darurile trebuie măcar 2-3. Prin unul se manifestă și unul beneficiază. La vorbirea în limbi ești tu cu Dumnezeu. Nu mai trebuie încă 3 frați să mă ajute pe mine să vorbesc în limbi. Mă pot ruga acasă, mă pot ruga în mașină, mă pot ruga pe stradă, eu și Dumnezeu. Acum spuneam eu că vorbirea în alte limbi, în primul rând, este un semn și putem demonstra mult cu Scriptura. În al doilea rând,
Vorbirea în alte limbi intensifică viața noastră de rugăciune. Pentru că vorbirea în alte limbi este o vorbire inspirată de la Duhul Sfânt într-o limbă neînțeleasă. Când Petru tâlmăcește lucrarea lui Ioil, se referă la profeție. Și aceasta e cuvântul care se întâmplă. Fete și feciorii voștri vor profeții. Însăși vorbirea în alte limbi pe care tu o practici în timpul rugăciunii este, face parte din lucrarea profetică. Este inspirată de la Duhul Sfânt. Tu nu știi ce te rogi, dar tu cu Duhul spui tainele lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi ocolește rațiunea noastră, că nu știm ce ne rugăm, dar ajunge la Dumnezeu. Vă pot da câteva exemple care sunt cam asemănătoare. Un păstor odată da exemplu la sărut. Deci un băiet când iubește o fată, poți să-i spui o jumătate de oră că te iubesc, că mi-ești dragă, că nu pot fără tine. Dar mai pe scurt el o prinde și o sărută. Nu-i spune nimic, nu-i spune nimic. Bine, după ce v-ați căsătorit, da? Dar sărutul ăla, fără cuvinte, lucrează extraordinar de mult în inima partenerului, nu? Tot așa e și cu Duhul Sfânt. Nu știu ce mă rog, dar cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine, da? Sau hai să dau un exemplu mai pocăiesc. Un copil orfan sau o soție, i-a murit bărbatul sau are probleme și tu îl vezi și nu îi spui nicio vorbă. Sau un prieten, un coleg de serviciu, i-a murit nevasta sau e bolnavă de cancer și îl vezi că plânge și tu te duci la el și îl strângi în braț așa și nu îi spui nimic. Mângâierea aia de pe capul copilului, fără să-i spui nicio vorbă, are efect terapeutic. Îmbrățișarea aceea a prietenului tău, când pui umărul pe umărul lui și stai, fără să-i spui nicio vorbă, omul ăla se liniștește. Cum? Nu știu. Nu-i rațional, dar se întâmplă. Sau dacă vreți cu o muzică, eu se afon la muzică, dar ascult o muzică lină și mă liniștesc. Aud un cor bărbătesc din Ucraina și îți vine să pleci la război. Dar fără să am partitura, fără să știu nota, muzica aia mă influențează pe mine. Tot așa și vorbirea în limbi, frații mei. Fără să-i prinzi înțelesul, fără să știi ce înseamnă, când tu vorbești în alte limbi, rațiunea mea, mintea e fără rod și Duhul din mine către Dumnezeu spune taine. Măcar că nu știu ce. Am un prieten, soția lui când era mică, avea anumite coșmaruri. În vis îi se arăta o ființă hidoasă, așa, care o speria. Și la un moment dat, ea se ridica și răhnea tare. Și îmi spune acum, măi, când m-am ridicat odată și m-am speriat și am început să țip în somn, s-o ridica mama, mama sa era prorociță, am știut-o bine. Și a început să se roage în altă limbi. Și îmi spune, măi, când mama s-a început să se roage în altă limbi, ființa aia așa s-a speriat și a rupt-o la fugă. Și fetița îi spune, mama, ce i-ai spus? Învață-mă și pe mine când vine la mine să-i spun eu că tare să mă temea. Cineva spunea că vorbirea noastră în altă limbă e o vorbire codificată la care diavolul nu are acces. Când eu mă rog și spun, Doamne, mâine vreau să fac o binefacere, Doamne, vreau mâine să țin o zi de post, Doamne, mâine fac un studiu biblic, rugăciunea mea e bună cu mintea, dar diavolul o aude și are el grijă să îmi pună bieț în roate. Când încep să mă rog în altă limbă, el nu mai înțelege nimic. E o armă, spunea odată Duhul Sfânt, am dat poporului meu o armă de rugăciune și nu o folosește. Eu pledez pentru vorbirea în limbi. Și Pavel spunea, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Doamne, ajută-ne la asta. Pentru că atunci când vorbesc în alte limbi, eu profețesc, e o vorbire inspirată de la Duhul Sfânt către Dumnezeu. Și spuneam că vorbirea aceasta intensifică rugăciunea noastră. De fapt, întrebarea noastră e așa. Când mă rog în altă limbă, cine se roagă? Duhul meu sau Duhul Sfânt?
Cine se roagă? Că Pavel spune, mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga cu Duhul, dar e de cu de mic. Voi cânta cu mintea, voi cânta cu Duhul, dar e cu de mic. Acolo e Duhul omului. Când vorbești din Iuda, capitolul 1, când mă un capitol are, versetul 20-21, dar voi, prea iubiții mei, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin... Deci când eu mă rog cu Duhul, ce se întâmplă? Duhul Sfânt se cuplează cu Duhul meu, că la cincizecime și toți vorbeau în alte limbi după cum le da Duhul, Duhul Sfânt se cuplează cu Duhul omului și vorbesc în altă limbă. Omul are capacitatea de a vorbi sau de a nu vorbi. Că după cum Duhul prorocului s-a pus prorocului și Duhul vorbitorul în altă limbă. Eu dacă vreau să vorbesc în altă limbă, vorbesc și dacă nu vreau, nu vorbesc. Dar aici se face o unitate, Duhul Sfânt, și mai există mai multe versete care spune că Duhul Sfânt se roagă, vine în Duhul meu și împreună Duhul Sfânt cu Duhul meu se roagă. Și acum ce se roagă? Aduce laudă la adresa lui Dumnezeu. Ei îi auzeau vorbind lucrările minunate a lui Dumnezeu. La noi, la Suceava, a intrat o bătrânică în stăruință și Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și când a început femeia asta în vârstă să vorbească cu mâini ridicate în Duhul Sfânt, era acolo prezent o profesoară de engleză, eu o știu bine. Și ea se uită, spune, dar de unde știe bătrâna asta engleză? Și frații de acolo, dar nu știe. Domnule, ea vorbește o engleză academică, nu o engleză de asta de baltă care e în mod uzual, de pe șantier. O engleză de aia pură, de unde o știa bătrâna noastră? Ea vorbea lucrările minunate a lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt împreună cu Duhul din tine îl laudă pe Dumnezeu. Spune-mi, te rog, n-ai vrea în seara asta să-L lași pe Duhul Sfânt să se roage și să-L laude pe Dumnezeu prin gura ta? Și apoi mai există și cântarea de laudă. Voi cânta cu mintea, voi cânta cu Duhul. Frații mei, eu sunt pentecostar. Iubesc lucrarea asta. Am crescut în adunare, v-am spus, bunicii mei, proroci, părinții mei. Mi-aduc aminte la noi în adunare când începea timpul de rugăciune, poate erau 40, 50, 60 de bărbați, odată ridicau mâinile în sus și începeau să cânte în altă limbă, să vorbească în altă limbă. Acum mi-e dor de manifestarea aceasta. La noi au fost 3 zile sărbători de iarnă. Avem și noi cor mix, avem cor bărbătesc, avem orchestră, avem grupuri. Avem musafiri veniți de la Viena cu saluturi, avem predicatori, am avut o afluență mare de frați, adunare arhiplină, 2 balcoane pline, programe frumoase. Și a treia zi mi-am ridicat și am spus plângând, mi-aș fi dorit să aud măcar odată, așa vorbește Duhul Sfânt. Și n-am auzit. Pentru că noi suntem tot mai săraci, dar rețineți un lucru, toate formațiile care mi-s dragi, vă apreciez, vă laud, vă încurajez, nu poate niciuna să țină locul Duhului Sfânt. De aceea, frații mei, hai să căutăm darurile Duhului, hai să vorbim în altă limbi, că e arma care a dat-o Dumnezeu. Eram la Vicovul de Sus și au început vreo 30-40 de fete, acolo într-un colț așa, să cânte în altă limbă. Aceeași cântare. Odată porneu, odată se opreu, aceeași melodie. M-am bucurat extraordinar. Și la urmă, fratele Viorel îmi spune, măi, le oprim? Eu zic, mai lasă-le un pic. Ei, le-au mai lăsat, dar ei tot cântau. Și a început fratele Viorel, amin, 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 da, de unde? El cânta, bă, nu s-a săturat de cântat, nu ne-a mai putut opri nimic. Mi-a rămas imaginea asta. Că eu prin Duhul, îi dau laudă lui Dumnezeu, lucrările minunate a lui Dumnezeu. Încă o dată te întreb, ești botezată de Domnul cu Duhul Sfânt? Frate, ești botezat cu Duhul Sfânt? Ai vrea la rugăciunea care o facem să-L lauzi pe Dumnezeu? Că noi îl lăudăm pe Dumnezeu, amin? Apoi rugăciunea asta noi mijlocim. Și de multe ori nu știm să ne rugăm. Și Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Un prieten de la Alba Iulie, Daniel, se trezește noaptea și vorbește în altă limbă și vorbește și vorbește în rugăciune și la un moment dat începe să roage în limba română cu plâns. Doamne, te rog, scapă-mă în ziua de azi.
Doamne, păzește-mă de accident în ziua de azi. Și ne povestește, băi, mergem la lucru, venea din față un tir, el a intrat într-o depășire, eu cineva, am calculat în toate felurile, am închis ochii, am spus, Doamne, scapă-mă. Nu știu pe unde a trecut tirul, pe unde a trecut cealaltă mașină care venea din față, m-am trezit trecut de ele, dar am simțit că m-a dus așa o putere. De ce s-a trezit el noaptea și plângea și a strigat, Doamne, scapă-mă azi de accident? Că Duhul Sfânt știa. În Italia odată a plecat o fată de la Mitocul Dragomirni ca să lucreze și după 2-3 luni nu a găsit nicio zi de lucru, gazda i-a spus, băi, fată, du-te acasă. Și era stăruință. Și fata asta a început să roage în altă limbă. Și un frate îi spune, tu știi ce se roagă? Unul care avea darul tâlmăcirii, se roagă, Doamne Iisuse, știi că suntem acasă, știi că am venit aici să ca de pâine, dă-mi, te rog, și mie un serviciu. Știi ce s-a întâmplat? A doua zi o sunat-o cineva, i-o dat serviciu și lucrează în ziua de azi. Pentru că noi de multe ori nu știm să ne rugăm, nu știm să mijlocim, dar Duhul mijlocește după voia lui Dumnezeu. La noi a fost odată stăruință în două camere. Și o fată a primit Duhul Sfânt într-o cameră și a început să vorbească limba italiană, nu a fost niciodată în Italia. Și vorbea o italiană, dar un frate venit din Italia, fratele Goras îl chema, a venit din Italia și spune, păi știi ce se roagă fata asta? Doamne, mie mi-ai dat Duhul Sfânt, dar tăi te rog și lui frate meu. Și spune, are un frate aici? Și cineva, da, frate, sunt în camera cealaltă, nici nu se vedea. La următoarea rugăciune o primit și frate-sul, pentru că Duhul știe să se roage. Că în momentul când nu știi să te rogi, ai o problemă, ai o depresie, Duhul știe să se roage, amin? Frații mei, și apoi Duhul mulțumește. Negreșit, 1 Corinteni 4:16, tu mulțumești foarte frumos. Eu am un cumnat, a murit acum 18 ani, au rămas 4 băieți orfani. Fiecare a făcut școală, așa, cel mai mic e necăsătorit, o mers la Speranța, la adunare, la Suceava și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și în momentul când l-a botezat cu Duhul Sfânt, el a început să se bucure, a început să vorbească în alte limbi și un frate întreabă, mă, ce-i tânărul ăsta? E un băiat, dar de ce? El se roagă și spune, Doamne, până astăzi eu am fost orfan, dar de acum Tu ești tatăl meu. Și ăsta îi spune, mă, el e orfan, cu rămas nimic orfan, că tasă o muri. Dar de unde ești? Duhul Sfânt mulțumea. Noi avem un frate, are tirul, e patron. Și o intra la stăruință. Și Domnul într-o seară l-a botezat cu Duhul Sfânt. Îl cheamă Caciuc Nicolae, eu vă dau cazuri nu din ziar citite, de la noi, din adunare. Și în timp ce vorbea în alte limbi, întreabă un frate, bă, tu știi ce se roagă ăsta? Zic, ce se roagă? În alte limbi el spunea așa, mulțumesc, Doamne Iisuse, că mama mea de pe patul de suferință m-a tot purtat în rugăciune. Și eu zic, măi, mamă, să ai vară dreaptă cu mine, în pat bolnavă, mă. Dar ea din pat bolnavă se ruga pentru toți copiii ei. Și acum Duhul Sfânt din băietul ăsta îi mulțumea lui Dumnezeu. Negreșit, noi ne mulțumim foarte frumos, dar dacă nu vrem să o facem, frații mei, cine se, eu închei predica, cine vorbește în altă limbă se zidește pe el. Ai un băiet care nu te ascultă, ai o fată care te-a făcut de rușări, ți-e rușări să intri în adunare, tăți se uită la tine și te judică. Cad surorile noastre în depresie, cad tinerile noastre în depresie, n-au de lucru, termină facultăți și stau acasă. Și atunci unde fugim? Ne facem o întâlnire la un medic, la un psiholog, o ședință de consiliere. Nu asta e soluția. Soluția e pe genunchi, să te rogi în alte limbi. Și cum te zidește Duhul Sfânt, nu te zidește niciun medic de la Viena. Eu cred asta. Pentru că cine vorbește în altă limbă, se zidește pe el. E scris. Și Domnul împlinește ce spune. De aceea vă rog, vorbiți în alte limbi, fraților. Și primești și zidire, și putere. Că puterea, Duhul Sfânt îți fortifică viața de rugăciune. Și în urma rugăciunii primești putere. Mă opresc din predicare aici. Mai era un punct de vorbit vis-a-vis de darul Duhului Sfânt ca dar public. Vorbire și tâlmăcire. Dacă ne va ajuta Domnul, poate îl vom vorbi altă dată. Dacă nu, rămâneți la gândul care l-am. Eu pledez. Am experimentat rezultatele și bucuria vorbirii în limbi.
că am venit acasă amărât și trudit, că am necazuri și eu ca și voi. Și când te pui pe genunchi și ridici mâine și vorbești 5 minute, 10 minute în alte limbi, te ridici de acolo alt om. Că te ridici zidit de Duhul Sfânt. Și eu de multe ori nu știu ce mă rog, dar Duhul știe și se roagă după voia lui Dumnezeu. Doresc, frații mei, când veți avea ocazia, vorbiți în alte limbi, în odăiță, vorbiți în alte limbi, în rugăciunea publică cu toți, apoi de vorbire în alte limbi și interpretare, poate vom vorbi altă dată. Dar acum, dacă păstorul vostru v-ar da ocazia ca într-o rugăciune să puneți în practică ce ați înțeles, eu cred că veți pleca acasă mai zidiți, mai puternici, mai mângâiați. Lăsați-L pe Duhul Sfânt din voi să se roage înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Amin.